Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profund la Neată, ne din nou la Stupină. Și iată că mă aflu aici în nucleul acela care, despre care am povestit eu că am o matcă adusă de undeva, dintr-un alt nucleu, erau acolo două mărcuțe, asta, și o surata ei, mamă și fiică, asta fără aripi. V-am prezentat filmulețul acela, lucrau amândouă acolo. Acum l-am adus-o pe ea aici în nucleul ăsta în care se besmeticis. Cum observați, toate celulele sunt numai de trântori, da? Deci celulele sunt de albină, dar îndată ce și-a dat seama albina că e mascul, a înălțat, da? Și așa arată familie besmeticită, un nucleu besmeticit. Cu toate că am adus mătcuța asta, bănesc că albina a continuat să ouă. N-am mai apucat, când o celulă a fost pregătită, n-am mai apucat să ajungă, ci îndată au luat albina. De aceea e situația asta. De aceea am sperat într-o îndreptare, dar se vede treaba că lucrurile nu merg cum ne propunem noi, cum ne dorim noi, ci merg așa în direcția aceea care au stabilit-o ele. Acum mă gândesc că poate și ea fiind destul de lentă, destul de slabă, așa, n-a apucat să înceapă bătălia cu albina și de ce este victima besmeticirii. Acum, nu numai rama asta aici, vreo două rame le-am găsit, sau chiar trei, așa stricate. Iertați-mă că am uitat că sunt camera în mână. Dar iată aici și încerc acum să le stric. Să le aduc la normal. Să mai încerc ceva, habar n-am ce. Dar mă gândesc să risc să aduc o matcă de anul ăsta, în perecheată. Să încerc să o bag aici în nucleul ăsta, poate reușesc în felul ăsta să fiind o matcă mai puternică. Deci eu am acum ca obiectiv să văd cum întorc acest nucleu din besmeticire. Deci e clar că este besmeticit peste... Deci nu e la început, este în răvaș cu adevărat. Să trage botci. Vrea să tragă, să se pornească. Acum, de ce nu ajunge și matca asta să depună și eu ușor acolo? Nu știu ce să vă spun. Deci ajunge numai albina și de acolo își dă seama că e prost și renunță. Da, o să o băgăm la loc. Așa, să vedem ce... Ia să vă începe să o curățe albina. Le-am asfaltă să vedem cum ce este. Cea care e cu matca am dat-o undeva jos. Da, tot așa. Souă, larve în creștere. Să vede că deja albina au descoperit că e mascul și înalță celula. Deci pe același drum se duc toate. Ia uitați. Deci asta e față de nivelul celulei. Se vede că este un pic mai înaltă. Urmează să o căpăcească în 2-3 zile, dar o face mai sus, dându-și seama că e mascul acolo. Se oferă spații mai mari. Da. Așadar.
a primit-o pe mărcuța aceea, nu, ați văzut, a primit-o, stă de vorbă, o lasă, o fi acceptat așa din cauza că e cu handicapul ăsta, nu știu ce să zic. Și tot, zici, nu ne face asta niciun rău, nu ne poate deranja din mersul nostru. Deci asta o fi chestiunea, nu știu, sau între timp s-a besmeticit și ea, nu s-a besmeticit, s-a trântorit, devenit trântoriță, deci și-a epuizat spermatica și atunci o fiși din ulei și nu mai trântori. Hai să vedem cum să o dăm jos, nu e greu să o dăm jos, da, să și filmăm și să o dăm jos, dacă asta e lucru cel mai interesant. Cum să fac eu să o dau jos. De când urmă ies, n-am mai încercat să fac niciun ou ușor, nimic. E epuizat, abia se ține de... Acum dacă pică pe fundul stupului, probabil că nu reușesc să mai ridici și e terminat. Așa sosesc băbucile. Da? Deci cele care sunt epuizate. Ia uitați, am dat-o așa de-a dura, căzut pe spate și nu se poate întoarce. Albina nu încearcă să o salveze, pur și simplu se uită la ea. Dacă e în stare să... s-a dus pe acolo, pe jos, adică a intrat undeva. Ce face floarama asta? Tot așa o sub scuturăm. Încercăm să radim tot. Și în final să vedem dacă ținem manevra să aducem o matcă. Dacă nu o omoare. Deci dacă ar primi o ca pe asta, ar fi ce-aș da, nu cred. Atunci poate aceea viguroasă de anul ăsta să și impun un punctul de vedere și să determine întoarcerea din besmeticire. Gândesc eu că poate să am succes. Risc foarte tare. Risc o marcă. Dacă n-aș avea în spate aici ocupat, aș introduce-o prin cu Hahnemann, cu ochiul de miros, cu ochiul, nu știți bine cum avem varianta asta, la biostop. Dar mă gândesc că am să fac chestia asta, să-mi fac spațiu, deci, dragi, o să-mi fac spațiu pentru a reuși să aduc o matcă cu rama pusă. Deci, cum am să procedez? Haideți să vă spun. Deci, așa ducem, lipim așa ca să nu stea în spațiu. Așa mare. Da. Deci nu... n-a reușit matca aceea cu handicap, același cu așa, n-a reușit să-și impună punctul de vedere. Iar, dacă cumva este și ea epuizată, cu atât mai mult, nu, adică vreau să zic dacă s-a trântorit, da? Cu atât mai mult poate fi chiar din nou ulei să ajungă la situația asta. Acum mă gândesc aici, în spate, să vedem ce avem aici. Este o matcă bună aici. Și atunci chiar pe matca asta o să o introduc. Nu o pot introduce pe asta, că... rămâne ideea să schimbăm complet
electronucleu din ăsta, îl ducem în față, acolo, și matca, lăsăm și niște ouă proaspete, și să vedem ce reușim. Dar nu, obiectivul meu nu să ocup un spațiu, ci obiectivul meu să vedem cum o familie din drumul ăsta, care și a fost adus în final în situația de a începe să ouă matca, să ouă albina, cum poate fi întoarsă înapoi. Pentru că la așa din experiența apicultorilor foarte greu, dacă s-a besmeticit, nu mai întoarce. Să moară una, două, trei mărci și tot nu se își revine. Numai că pe ce au acceptat-o, ce-ar fi să găsim o botcă și atunci am băgat-o rapid acolo și să-și înceapă. Nu, dar eu altceva visez să văd cum o matcă introdusă, dacă poți reuși să o accepte și pe urmă ea să întoarcă familia respectivă, da? Deci asta este obiectivul, să văd cum reușesc să o întorc. Aici este o matcă, îmi dau seama că este, n-ar vreau să mai insist. Sigur, trebuie să găsesc o soluție. Să iau din înmulțitor o matcă, să fac spațiu acolo și să văd dacă o aduc cât de leacor sunt ele să o accepte sau nu. Da? Deci asta e povestea. Acum, frumos ar fi să puteți urmări concret cum procedez, să vedem ce se întâmplă. Așa, da, să-și lucrez. Acum este, sunt albine la furată, dragilor, da? Ia uitați-vă astea care bâzi pe deasupra. Voi trebuie să știți, apicultorii, și mai ales începătorii, sunteți victimi la astfel de comportament. Și albina, care, când nu mai are cules, iată, merge pe deasupra, și caută să planează pe deasupra și caută să găsească un moment de neatenție, așa să lipească, să fure. E, vedeți acum, iată, stă așa și se ridică repede o altă albinuță, parcă sunt... Cu cât stăm mai mult, expus, de aceea, într-o astfel de situație, nu aveți voie să lucrați cu stupul descoperit. Da, uitați câtă, cum vin, au găsit posibilitatea să vină pe deasupra și atunci asta fac. Da, deci l-am deschis. Deci atenție mult, când lucrați în perioade fără cules, trebuie să aveți grijă să nu lăsați o ramă undeva lateral, să nu lăsați stupul deschis, să lucrați cât se poate de atent și acoperit. Da? Deci să nu aibă șanse ca să ajungă o albinuță pe altă culoare. Iată, ea se străduie acum să găsească un spațiu în care să intre. Da? Asta e hoața. Asta e hoața. Da? Caut acolo pe... Adă, nu reușește, nu a găsit ceva acum. Da. E, deci, am să mă străduiesc să văd ce soluții găsesc. Acum nu mai îmi permit să mai deschid stupul, să mai stau deschis cu el. Pentru că, iată, a început să... hoațele să... atace. Da? Cât am stat pe vorbă cu voi, ele au simțit și... În condițiile astea închidem stupul și ne retragem. Deci, acum dacă mă mut la alt stup, ele vor veni după mine
Și uitați așa, se tot adună câte puțin, câte puțin. Și cel mai grav lucru este să pornească furtișag. Deci dacă se porni furtișagul, nu le mai poți potoli. Au fost situații de acestea când afară soare s-o tăia culețul și eram cu vagoanele pe acolo. Ei, nu vă povestesc. Până seara a fost un chin să pot. Dar trebuie să fugi. Neapărat, trebuie să fugi. Chit, lași albine, chit. Deci dacă te descoperești și te atacă, ești, cum spun, victimă 100%. Până seara îți distruge un vagon. Acolo sunt mii de familii la afară soarelui. Uneori chiar mii de familii, de ce să nu spunem. Și se taie odată culesul și s-a terminat. Trebuie să vezi dacă ai comis o greșeală și l-am lăsat pe cineva să uite într-o familie, n-am înțeles comportamentul albinii la furat și atunci a rămas cu stupul mai mult deschis. El a crezut că e albina de la propria familie care plana pe deasupra așa. Nu, dar asta este albina hoață care acum îl caută pe stup, de jucă pe jos, dar nu le găsește, ce șanse are. Mulți apicultori tineri sunt victime la acestui fenomen, la furtișagului. Pentru că nu știu să interpreteze, nu știu cum să reacționeze și se trezesc că au dispărut familia. Deci n-am mai găsit nimic, domn profesor, nici șufaguri erau roșii. Așa este, șufaguri sunt roșii. Ne oprim aici. Dacă voi mai avea noutăți, vă țin la curent. Să văd ce idee mai îmi vine. Eu că data am curățat acolo. Dacă încă apar din nou, înseamnă că nu pot decide de nimic. Înseamnă că nu pot decide nimic pentru că pot fi ori de la albinuțe, nu? Ori de la matca trântorită. Dacă însă aș reuși să aduc o matcă și să o primească și asta ar schimba, ar avea mai multă forță și s-ar bate cu albina care o, atunci sigur se va impune și voi reuși felul ăsta. Dar e multă muncă, de aceea apicultorii nu stau pe gânduri când e vorba de o familie care a scăpat-o de besmeticit, o desfințează pur și simplu, împărțind ramele, asta era tehnica care o făceam, împart ramele la celelalte familii, câte o ramă, câte o ramă, câte o ramă acolo și s-a terminat cu el. Adică valorific albina. Dacă practicăm sau încercăm chestia aceea, ne ducem, scuturăm stupul la nu știu ce distanță, nu e adevărat. Nu e adevărat că alt albin s-a apucat de el. Aceea, să zicem, rămâne care, mă rog, s-o hotărâtea să o facă pe matca, rămâne acolo, dar alt albin va începe să ouă. Da, așa cum au plecat cât un număr de, la un moment dat, și au început să ouă, tot așa din celelalte se va întâmpla la fel. Deci nu e un lucru care să-ți ofere șansa întoarcerii. Bine, la revedere, dragilor, pe curând.